Zilele acestea începe la București Congresul Vulgata. Pentru cunoscători este un eveniment subînțeles. Știu toți deja, cei care se pricep, de ce avem nevoie de un asemenea eveniment și mai cu seamă ce stă în spatele acestui eveniment, și anume traducerea Vulgatei. Cred că, în schimb, pentru marea majoritate a oamenilor, evenimentul este are o doză de mister. În primul rând, ar trebui să explicăm ce înseamnă aceea Vulgata și, în al doilea rând, totuși, de ce ar trebui să retraducem Biblia. Se știe că avem multe ediții ale Bibliei, întrebarea imediat ar fi de ce mai avem nevoie de o traducere, de încă una nouă și de ce Vulgata? Eventual cineva care se pricepe cât de cât asupra subiectului ar putea spune de ce nu ne putem mulțumi cu Septuaginta. Dar n-aș vrea foarte mult să anticipez prea multe subiecte ale discuției, cred că le putem lua pe rând. Prima întrebare este de ce avem nevoie de o nouă traducere a Bibliei? În primul rând, Biblia se retraduce mereu peste tot, din motivul foarte simplu că și limba pe care o vorbește un popor sau o cultură evoluează. Deci, în orice limbă, odată cam la 50 de ani, e nevoie să se actualizeze traducerea Bibliei, pentru că de multe ori cealaltă sună prea arhaic, iar dacă trec poate 100-200 de ani, pentru multă lume devin multe pasaje de neînțeles și atunci, din acest motiv, acum, întrebarea cealaltă, de ce neapărat Vulgata? Noi avem în tradiția biblică, să zicem, europeană sau mondială, mai multe versiuni ale Bibliei. Avem textul ebraic al ceea ce numim noi Vechiul Testament, care a fost stabilit prin secolul IX. Așa, există însă și versiuni mai vechi care circulau pe vremea lui Iisus Hristos. Se pare că circulau mai multe variante a Vechiului Testament. Nu exista ca acum ideea de canon, de text standard al Bibliei pe care să-l folosească toată lumea. Și Septuaginta și Vulgata dau mărturie de acest lucru. De Septuaginta a fost tradusă din evreiește în greacă, având în față un alt text ebraic original, iar de asemenea Vulgata încă un al treilea. Faptul că avem astăzi diferite versiuni ale aceluiași text, deci toate acestea putem spune că în mare conțin cuvântul divin, dar în moduri de interpretare diferite, aduce o bogăție de interpretare. Deci, orice traducere este și o interpretare și ne poate ajuta să înțelegem mai mult și să aprofundăm anumite idei. Vulgata a fost secole de-a rândul Biblia Occidentului. Și nu numai că a fost textul standard în celebrările liturgice, ci toți părinții bisericii și teologii citează de acolo. De aceea așa și pentru studiile medievale care au luat amplare în România după 90, toate citatele biblice cu care sunt presărate tratatele teologice sau uneori și cele filozofice sunt luate după Vulgata. Și de nu de puține ori există diferențe față de versiunea textului grecesc al Noului Testament cu care suntem noi obișnuiți sau cu ceea ce avem astăzi ca traducere la Vechiul Testament. Și atunci o traducere cu note explicative ale acestui text este o necesitate în cultura românească și europeană. Da, da. O să joc puțin în rolul scepticului de serviciu. Spuneați mai devreme că, în primul rând, este nevoie de o retraducere pentru a reface racordul dintre limba contemporană și textul sacru. Sunt voci care pot spune și care cred că înțeleg tradiția nu ca transmitere, ci mai degrabă ca un depozitar de sens pe care bine să-l protejezi. Sunt voci care vor spune, doamne, dar tocmai asta este riscul. Mai bine să avem o limbă arhaizantă în care este redat textul sacru, tocmai pentru a proteja textul, și atunci noi trebuie să ne ferim de traduceri și de retraduceri. Dar un exemplu interesant, traducerea lui Martin Luther. 2017 împlinim 500 de ani de la reformă. El și-a dat seama exact de acest lucru și a zis nu. Trebuie, adică 1500 cât după 17, o nouă
traducere în limba poporului, în limba germană atunci. El a întrebințat, a tradus din textul ebraic, din textul grecesc, uitându-se și în Vulgata. Avea o mare admirație și față de acest ieronim, avea chiar o, să zicem, o admirație ambivalentă. Bun. Și în tradiția evanghelică, în popoarele, mai ales în Germania, textul lui Martin Luther a devenit textul de bază. Era pe vremuri când se căsătorea cineva, îi dădeai Biblia. La cununie îi dădeai Biblia. Și zice, acum e interesant, 500 de ani după, sunt oameni care zice, cum? Textul a intrat în urechile noastre, ăsta e un text sfânt. Interesant, text care n-are vorba ceea ce se ne. Și e greu să le explici oamenilor și în Germania, și în Elveția, și în Austria, explicându-le că modul cum a tradus Luther este o interpretare. Adică trebuie să ne reîntoarcem la quelle, cum începe românește, la izvoare. Adică ăsta e în fond și datoria traducătorilor, adică să arăți izvoarele. Chiar dacă omul e obișnuit cu o anumită limbă, am nicio contează, sigur. Traducerea lui Luther va rămâne în Germania un text, în chilimele, sfânt pentru mulți. Cu atât că Luther n-ar fi acceptat. Luther vrea un text care să fie pentru popor. Și atunci, ce spuneți dumneavoastră, mi-amintește foarte mult de ce spune la un moment dat, ce spunea la un moment dat părintele Andrei Scrimă. Spunea că tradiția, și de fapt orice membru al tradiției, are datoria de a reda sensurile textului celor din jurul său. Cu alte cuvinte, a fi păstrător al tradiției nu înseamnă a te baricada într-un bunker de sens, într-o arhivă de sens, ci a face în așa fel încât acele sensuri să ajungă la cei de lângă tine. Înseamnă a intermedia. Ori înțeleg că din acest punct de vedere, datoria oricărei retraducere a Bibliei ar fi aceea de a, ar fi dublă, de a trimite către izvoare, către exact acel cuvânt de început, dar în același timp de a-i trimite pe cei de lângă noi către acele izvoare. Este o dublă direcție, mergem în jos și în sus, într-un fel. Foarte frumos. Același lucru cât l-am înțeles pe renumitul sau primul traducător din Septuaginta al Vechiului Testament în limba română, renumitul Nicolae Spătaru Milescu, a spus, cât l-am înțeles, a exact același lucru. Și la trei când, domnul? Cea mai veche traducere în limba română a vechiului, la când, hai ca să mă dau de... Noi facem de râs acum. Nu știm datele exacte, dar bun. Știm. Dar e cea mai veche traducere și el era exact cele două sensuri. Da. Bun, și asta înseamnă că, de fapt, așa ar trebui promovată orice fel de retraducere. Cum vă așteptați să fie primită traducerea Vulgatei în România, în afara unui context, să zicem, academic sau cel al studiilor de specialitate? Pentru că, în fond, la urma urmei, trebuie să ținem cont de faptul că în spațiul cotidian, în jos, în Agora, lumea nu prea știe nici măcar de Septuaginta. Lumea știe de o carte neagră pe care scrie cu auriu Biblia și atât. Și noi brusc, el se răspunde cum e în România, eu se răspund poate după aceea în Germania, Elveția și Austria. Și vă dau dreptate, mulți știu Biblia, poate nu negru, că acum sunt și alte culori, dar în tot cazul pe deasupra ea se scrie în litere de aur, Heilige Schrift, die Bibel. Te rog. Da. În România, din păcate, de puțină vreme s-a dezvoltat obiceiul de a edita Biblia cu introduceri, cu note și explicații, lucru de care are nevoie. De obicei, probabil și din motive economice sau și politice, înainte de 89, se tipărea întotdeauna numai texturi fără nicio altă explicație. Ediția pe care o facem noi la Vulgata este utilă și nespecialiștilor, pentru că are note la subsol care explică pasajele mai greu de înțeles sau instituții, obiceiuri de pe vremea respectivă pe care omul de azi nu le mai cunoaște și atunci nu înțelege nici contextul scenelor sau ale afirmațiilor din Scriptură. Deci din acest motiv, în mod sigur, îi folosește oricui. Plus că încercăm să facem o traducere care să țină seama și de tradiția traducerii Bibliei în România, dar să o ducem și mai departe, adică să corectăm acolo unde tradiția încetățenii, să zicem,
o greșeală, se poate întâmpla și asta. Și în al doilea rând, și la noi, cum zicea Părintele Figer, lumea are ideea că textul Bibliei este text sfânt și dacă avem, dacă cineva e obișnuit cu o anumită traducere a Bibliei, dacă vede într-o altă ediție altceva, îi se pare că e vorba de un fals și nu de două sau mai multe moduri de a încerca să traducem aceeași idee, dar care pentru omul de azi care nu mai e obișnuit cu realitățile din vremea respectivă de acum 2000 de ani, este greu să echivaleze exact. Atunci sunt multe pasaje în Biblie în care pur și simplu la nivel lingvistic au poate două sau trei înțelesuri și poate că autorul a vrut să profite de asta, să folosească ambele. Noi nu putem în traducere să redăm pe ambele și atunci e corect și într-un fel și într-altul. Trebuie să punem ori. Și atunci ar fi util pentru oricine să înțeleagă lucrul ăsta, că oricât am încercat să traducem Scriptura, nu o să putem să facem o traducere perfectă. Întotdeauna vom avea nevoie de explicații și întotdeauna va fi posibilă și o altă nuanță redată în altă ediție, în altă traducere. Și aceasta dificultate, 100% același lucru, și dificultatea e chiar la oameni de știință, adică eu sunt profesor la facultate și avem, adică trebuie să, viitori preot, viitori învățătoare, cum zice, da, profesor de școală, religie, să-i faci să înțeleagă exact același lucru, că este cuvântul Domnului, inspirat, dar în mai multe traduceri, și asta e greutatea, adică când le explici. Începem cu textul mazoretic, așa zisul, textul evresc, după aceea avem textul din hexaplalui Origin, după aceea avem Septuaginta, după aceea avem această traducere renumită între 380 până la 410 a lui Ieronim, adică textul greșesc, textul evresc, textul greșesc, textul latin. Și păi, numai când le pui unul lângă altul, își dau seama de diferențe. Și păi da, eu nu mai știu nici ebraica, nu știu nici greacă și nici nu mai știu latina. Adică, de-am pornit cu această idee, să le arăt viitorilor preoți, profesori de religie, un text în care se vadă aici e textul ebraic, aici e textul german, aici e textul grecesc, aici e textul german, aici e textul latin al Vulgatului al lui Ieronim, aici e textul german. Nu mai știind limbele astea, că preotul, clar, preotul știe, a învățat ebraic, a învățat greacă, a învățat latină. De unde? De unde? Adică, asta e una și pentru oamenii care vor fi cei viitorii învățători. Dacă nu au acest instrument... Asta mi-amintește exact de ce spunea profesorul John Baer, care atragea atenția asupra într-unul dintre textele sale, mi se pare, drumul către Nicea. Spunea, avem de-a face cu o tradiție, în primul rând, interpretativă. Este exegetică prin definiție. Fiul este deja exegetul tatălui, conform lui Ioan. Și, în al doilea rând, deja evangheliile sunt după, sunt interpretări ale revelației, nu sunt revelația ca atare. Ori, deja, din punctul ăsta de vedere, ne aflăm în mijlocul chestiunii. Nu lezăm pe nimeni, dimpotrivă, mai degrabă cred că, și aici l-aș invoca iarăși Părintele Scrima, care spunea, riscul este acela de a înțelege Evlavia așa, foarte lacrimogen. Da. Or, Evlavia înseamnă bună cumpănire, de fapt, în original. Înseamnă a te așeza asupra unui cuvânt și a-i reda ambele sensuri, a nu opta doar dintr-o, să zicem, emoție religioasă asupra unui text, doar pentru a nu cumva să lezăm bogăția de sens de acolo. Cum va arăta traducerea Vulgatei? O pun o întrebare acum care are legătură cu Septuaginta. Va fi editat în mai multe volume? Sau eu pot să spun cum e în germană și dânsul va spune cum e în română. Ce-i frumos, că prin întâmplare noi ne-am cunoscut. Eu pot să zic că este iar un semn divin, dar nu știu dacă e bine să spunem eu asta, cum ne-am cunoscut, e un semn divin, pur și simplu divin. Cu toate că eu sunt născut în București, aici este orașul meu în care am fost născut, am plecat de mulți ani de zile în România, dar prin întâmplare, eu sunt acum în Elveția și profesor la o facultate și am avut ideea asta, exact ce a spus înainte, și prin întâmplare am aflat că în România, în țara în care m-am născut, e același proiect. Și să vezi, e același text, este textul.
Editio Quinta al Vulgatei din anul 2007, publicat textul latin cu toate, cum zice, quell, toate izvoarele jos și mai de toate, toate sursele, se zice surse, sau? Da. Latine la Deutsche Bibelgesellschaft in Stuttgart. Textul va fi, la noi în Germania, va fi publicat de, în renumita casă de editorial așa să de Greuter, nu că Academia cum a fost cumpărată acum de Academie Verlag a fost cumpărat la de Greuter și de Greuter a cumpărat și această serie care se numește Tusculum, adică e textul latin și traducerea. Textul științific la noi e gândit așa în 5 volume. Și șos scurt numai cele mai importante explicații. La aceste 5 volume vor fi încă comentarii, adică este un proiect, vorba ce nu știu dacă o să mai trăiesc eu, dar nu contează, cele 5 volume sper să le pot încă publica, împreună cu mulți traducători. Și pentru popor, știți de unde vine cuvântul Vulgata, adică pentru unul care nu-i de specialitate să fie numai un singur volum fără textul latin, care să coste sub 50 de euro în Germania. Și cum e în România? În România seamănă ca format cu Septuaginta, va fi tot așa textul latin și cu traducerea românească pe pagini stânga-dreapta, la subsol note substanțiale, deci cam aceeași amploare au notele ca și textul traducerii, deci 1 la 1. Va fi publicată în circa 8 volume, nu, în 8 volume de circa 600 de pagini fiecare. Noi avem gata de tipar volumul 7 cu care am început ca și Ieronim, Evangheliile și Faptele Apostolilor și sperăm când va fi posibil să apară în librării. El este gata și se lucrează în redacție la volumul 1 cu pentru la Humanitas. La editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în colaborare cu editura Humanitas, pentru că în România proiectul e derulat de Centrul de Editare și Traducere Tradițio al Universității din Iași și atunci în mod normal se publică prin editura respectivă, dar acest volum în colaborare cu editura Humanitas din București. Înainte de încheiere, aș vrea să vă întreb câteva, să vă întreb să ne apropiem puțin și de tema congresului. Avem, începând de mâine, propriu zis, încep sesiunile științifice. Dacă se uită cineva în program și îndemn pe toți cei care urmăresc acest interviu să se uite, vor vedea un laborator întreg. Adică, ce este foarte frumos este că ești pus la lucru. Nu ajungi acolo și te vei confrunta cu o expunere de ex-catedra, ci este un adevărat eșantion întreg, paletaj de ateliere. Cum de se întâmplă acest lucru? Pentru că cineva ar putea spune, domnule, sunt oameni care, uite, traduc textul sacru și au atâtea întrebări și atâtea necunoscute, cum tocmai ei să traducă? Eu sunt de mulți ani de zile profesor universitar și de fiecare când trebuie să mă duc la un congres și acum când trebuie să mă duc la un congres, aoleu, aștept prostiile unui coleg. Știu mereu de obicei ce spune colegul ăla, știi să aștept 45 de minute, vine următorul. Și încă 45 de minute următorul. Și pot mă duc să beau o cafea și sunt fericit că a trecut o zi. Și de-aia mi-a venit anul ăsta, nici nu vreau să spun la ce congres din România mi-a venit ideea, am zis nu, trebuie să schimbăm acest mod în care participanții, fiind toți profesori universitari, toți care își fac doctorate, care sunt oameni, să zicem, la un nivel științific, care sosesc acum la Novotel, lasă-i domnule să lucreze. Știi, trebuie să găsesc ca la studenți un fel de seminar, acum nu se mai zice seminar cu profesor, nu faci seminar, faci atelier, workshop, cum e modern. Și mâine voi începe să mă ajute Dumnezeu să-mi reușească, l-am pe asistentul meu cu care începem treaba asta, adică noi facem un input, dăm o idee, prezentăm textul, arătăm o problematică și după aceea cei care vor participa la workshop în limba română și în limba germană, că vorbind amândouă limbele va fi un atelier în două limbi, asistentul pentru cei care vorbesc în germană, eu pun pentru cei care români, să lucreze. Adică sperând, e pentru prima oară, că la congresele internaționale am văzut niciodată în modul ăsta așa de clar, numai mâine după masă vor fi la Facultatea de Teologie din București câte două sau trei referințe. Atâta doar. Și restul numai ca ei să fie obligați să,
Că sunt anumite întrebări care le-a spus și domnul doctor Taubinkel. Da, se discute, se certe. Cu alte cuvinte, avem toate șansele să apară o traducere a Vulgatei foarte vie, de fapt, și foarte aproape de modul în care ne raportăm noi față de noi și față de lume.